Mă bucur mult să vă revăd, mă bucur mult să fiu în mijlocul dumneavoastră din nou. Este o bucurie pentru mine când ne putem închina împreună, când putem veni înaintea lui Dumnezeu și să-i aducem laudele noastre. Și mai ales astăzi, când este o zi de sărbătoare. Și este o zi de sărbătoare pentru că Harul lui Dumnezeu încă se mai arată. Și este o zi de sărbătoare pentru că sunt astăzi oameni care vor să ateste faptul că s-au întâlnit cu mântuirea lui Dumnezeu. Au avut parte de Harul Său. Și această rugăciune aș dori să fie o rugăciune de mulțumire pentru mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Însă, cum să ne rugăm și cum să-i mulțumim lui Dumnezeu poate pentru ceva ce nu înțelegem cu adevărat? Și în câteva gânduri, aș vrea să ne uităm la ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Când plecăm de aici, să ne fie clar fiecarea dintre noi cât de mare este Dumnezeu și ce a făcut în dreptul vieții noastre, ce face pentru oamenii aceștia, ce mărturisesc ei și cât de minunat este El. Și cum să învățăm acest lucru dacă nu de la poate persoana cea mai aptă să ne învețe, de la Pavel. Un personaj interesant care, după ce s-a întâlnit cu mântuirea lui Dumnezeu, viața lui s-a schimbat radical. Și când le vorbește romanilor despre cum este mântuirea lui Dumnezeu și cum se arată ea și cum a avut el parte de ea, folosește un limbaj atât de bogat ca omul, ca noi să înțelegem în totalitate lucrarea lui Dumnezeu. Iar în inima Noului Testament, cum o numesc unii teologi, Romani 3 cu 21 în jos, Pavel ne dă câteva imagini ca să înțelegem această lucrare. Și prima dintre ele este ideea de neprihănire sau ideea de dreptate. Dar acum s-a arătat neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și anume ca El care e neprihănit să ne facă și pe noi neprihăniți. Să ne facă pe noi oameni drepți. Și aceasta este o imagine preluată din sfera de judecată. Dacă pe timpuri mergeam și dădeam în judecată pe cineva că s-a comportat rău sau mi-a dus un prejudiciu, judecătorul, în urma evaluării, putea să dea două sentințe, ori drept, ori vinovat, condamnat. Și Pavel, ceea ce ne învață și ceea ce le spune lor și ne spune și noi astăzi, este că deși poate în dreptul nostru scria condamnat, deși dușmanul, deși cel rău spunea și ne acuza de tot felul de lucruri, și lucruri nu false, lucruri adevărate, totuși, prin Hristos, suntem socotiți cum? Drepți. Nu mai suntem condamnați, suntem drepți. Apoi, poate dacă oamenii erau dintr-o altă sferă sau vorbeam de evrei, le spune, acum în Hristos, pe El Dumnezeu l-a rânduit ca să fie o jertfă de ispășire. Iar jertfa de ispășire ne trimite în Vechiul Testament, în ziua în care marele preot intra în Sfânta Sfintelor, o dată pe an. Făcea ritualul, aducea sângele unui miel curat și se ducea și stropea chivotul cu sângele mielului, ca să îndepărteze mânia lui Dumnezeu și păcatul poporului să fie ispășit. Iar păcatele care atârnau în viețile noastre și mânia lui Dumnezeu care putea să se, de care eram vrednici să avem parte, astăzi este îndepărtată de sângele mielului, sângele lui Hristos. Și apoi prin el ne spune, avem răscumpărarea. Răscumpărarea, un termen poate care nu mai răsună atât de puternic. Însă răscumpărarea este o altă imagine preluată din lumea comerțului cu sclavi. Pe atunci mergeai la piață și pe lângă ceea ce puteai cumpăra găseai sclavi. Iar în comerțul acesta sclavii nu se puteau niciodată elibera, nu puteau să fie niciodată liberi. Chiar dacă existau sclavi care aveau tot felul de funcții, administratori, manageri peste casă, cum Iosif a devenit unul, și erau alții care aveau tot felul de slujiri diferite sau chiar întemeiau familii, totuși niciodată nu puteau să fie liberi. Singura dată când puteau să devină liberi era când cineva din exterior
o persoană liberă, plătea prețul pentru răscumpărarea lui. Și Pavel ne spune că suntem răscumpărați prin Hristos. Hristos a făcut răscumpărarea sufletelor noastre. Deși eram legați păcatului, deși firea noastră era una înclinată, nu puteam niciodată să ieșim din această stare. Hristos a plătit prețul ca noi astăzi să fim oameni liberi și să nu mai mergem în aceleași pofte, același mers. Avem puterea, suntem o făptură nouă în Hristos. O altă imagine o găsim în Romani 8. Când ne vorbește Pavel că am fost înfiați. Imaginea înfierii, adopției. Suntem făcuți copii ai lui Dumnezeu. Iar pentru ei, pentru romani, dacă poate copilul tău pe care îl năștea soția, poate nu era vrednic și nu călca după urmele tale, aveai dreptul să-l dezmoștenești. În momentul în care adoptai pe cineva, acea persoană intra în familia ta și nu mai aveai dreptul să o mai alungi vreodată. Pentru că se considera că dacă pe copiii tăi natural nu-i poți alege, pe cei înfiați, e alegerea ta. Tu ai vrut să faci lucrul acesta și nu mai poți înlătura acest drept. În Hristos astăzi, Dumnezeu ne-a ales și ne-a făcut copiii săi. Și avem un dar extraordinar. Este o mântuire atât de mare. Și pe lângă aceasta, dacă poate sunt niște imagini totuși prea departe de noi, aș vrea să vă aduc și eu astăzi o imagine mai personală pe care am mai spus-o în trecut aici. Modul în care Dumnezeu m-a mântuit pe mine, m-a chemat pe mine. Dar urmă cu, cred că mai bine de 7 ani, când eram la școală, am vrut să îmi învii frica mea de copil mic și am vrut să mă dau pe balustradă. Și toată ziua asta am făcut. Am coborât de la etajul 3 până jos. Însă în ultima pauză când coboram, mergând pe balustradă, am ajuns mai repede pe profesoara mea. Ca să o evit, am vrut să mă dau mai în dreapta. În momentul în care m-am dat, m-am dezechilibrat și centrul meu s-a schimbat și m-am dus direct cu capul în jos, printre balustrade, noua de la etajul al treilea. În momentul acela, colegii mei, colegele care erau în spate și au văzut lucrul acesta, au început să țipe. Însă, în ziua aceea, la ceasul acela, era o ședință cu părinții, altă clasă avea ședința cu părinții, iar în dreptul unui copil, chiar că n-a putut să vină mama, cum se face de obicei, mama l-a trimis pe tatăl, tatăl întârziase. Și în declarația pe care a dat-o spune el că era la parter, urcam, când într-o dată am auzit țipete de sus. Am uitat și am văzut un copil care cădea cu capul în jos. Spune el că a fost vorba de fracțiune secundă, a întins mâna și a reușit să mă prindă undeva din zona umărului. Și atârnând undeva până să am contact, am reușit să mă prindă cealaltă mână și să mă tragă peste un polițist care venea la ședința cu părinții. Dumnezeu nu m-a lăsat acolo. Am mers la spital, mi s-a făcut radiografie, remene toate și n-am avut nimic. Asta e imaginea mea. Deși cădeam și nu puteam în niciun fel să mă restaurez, nu puteam în niciun fel să mă salvez. Dumnezeu a trimis un om să mă prindă și să mă tragă. Pavel spune: atunci unde este pricina de laudă? Căci nimeni dintre noi nu avem cu ce să ne mândrim înaintea lui Dumnezeu. Spune: Doamne, uite ce am făcut să merit această mare mântuire. Nici eu, nici nu noastră. Și spune el: s-a dus. Deoarece mântuirea aceasta se dă prin credință. Și mântuirea aceasta nu atârnă de noi. Mântuirea aceasta ne-o dă Dumnezeu. Și odată avută, putem să răspundem la două mari întrebări fundamentale nouă, care orice om a trebuit să le răspundă. Pentru ce trăiești?
Dacă înainte trăiam și eram interesat de propria mea persoană, de propriul meu mers, cariera, copiii, banii, astăzi Pavel spune, a trăi pentru mine este Hristos. Mă interesează acum să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și al doilea aspect, pentru ce aș fi gata să mor astăzi? Sunt gata să mor pentru lucrurile pe care le fac în timpul săptămânii. Pavel continuă. A trăi pentru mine este, trăiesc pentru Hristos și a muri este un mare câștig. Căci doresc de multe ori și nu știu ce să aleg. Doresc să mă văd cu Cel care mi-a dat această mare mântuire, care m-a făcut copilul Său. Iar rugăciunea aceasta, aș vrea să ne rugăm, Doamne, n-a fost harul meu, n-a fost meritul meu. Tu ai făcut această măreață lucrare în dreptul meu și îți mulțumesc pentru mântuirea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, și pe lângă acest lucru vreau să mă rog, sunt oameni care încă n-au avut parte de această mântuire. Din familiile noastre, din cei pe care îi cunoaștem, Doamne, așa cum cei care sunt astăzi s-au întâlnit cu mântuirea Ta, Doamne, fă ca într-o zi să se întâlnească și ei, să descoperă acest mare har și ei. Ajută-ne, Doamne! Vă invit să ridicăm cu toții și să ne rugăm în gândurile acestea Domnului.